mergem mai departe să-i cunoaștem încetul cu încetul pe cei 16 participanți de la Eurovision din etapa finală, care vor merge pe 24 februarie. Vreau să vedem cine este prima, imediat. Este cea care ne duce altundeva. Așa se numește piesa Lavinei Rusu, iar noi avem mare plăcere să salutăm aici. Salut, draga noastră! Salut, salut! Bună seara, Julieta! Ce ești de fluffy și pufoasă azi la mulțumesc. Noi. Salut, salut! Mulțumesc. Cum ești? Cum ești? Foarte bine, mulțumesc! Toată în pregătiri și în emoții frumoase. Îmi dau seama, mai ales că tu ești așa, parcă ridici cortina, știi? Hai să ne așezăm, pentru că ești prima din cei 16 pe care noi îi promovăm. Da, într-adevăr, și mă bucur că lansăm împreună astăzi maratonul Eurovisionului. Da. Pentru că așa încep discuțiile și devenim mai interesați de Eurovision și vorbim în detalii despre acest frumos show. Mai ales că pentru tine sunt emoții noi, este pentru prima adevărat. Dată când particip. Adevărat, este pentru prima dată când particip și e o experiență pe care mi-am dorit-o foarte mult. Participând și la concursuri anterior, Eurovisionul îți dai seama că este o altă treaptă, o treaptă foarte importantă pentru un artist în formare și eu sper să-mi aduc o experiență benefică. Altundeva. Este o piesă, Nathan ți-a semnat-o. Evident, da. Da, da. Era o piesă gândită din timp sau e special pentru Eurovision? Pentru că ea e special, așa. Eu, după ce am lansat prima mea piesă din toamna aceasta, Desculți prin ploi, da. Am intrat foarte mult în această emoție și mi-am dorit să lansez încă o piesă. Pentru că am și împlinit vârsta de 16 ani, care îmi permite să particip la concursul Eurovision. Așa. Și eu, urmărindu-l din an în an, m-am gândit că ar fi o idee foarte bună să particip în acest an. Iar Nathan mi-a venit în întâmpinarea acestei idei. Noi am apelat la el, dorind să facem o piesă de forță, o piesă cu mesaj. Am avut o întrevedere prin care el a încercat să mă descopere pe mine, să mă citească cumva, să vadă ce mi s-ar potrivi mie mai bine ca text, ca mesaj și ca stil. Și așa a apărut piesa Altundeva, care pe mine, prima oară când am ascultat-o, deci mi-a plăcut atât de mult încât mai repede vreau să o interpretez, să văd cum va suna pe vocea mea. Deci te-a citit foarte bine. Da, și a scos la iveală un mesaj pe care nu toți în zilele noastre îl abordează. Așa. De obicei piesele sunt despre dragoste, despre sentimente mai, bine, nu pot să-i spun comune, pentru că într-adevăr sunt frumoase, dar cele care sunt abordate mult mai des. Însă în piesa Altundeva este despre lupta omului cu sine însuși, cu destinul, cu obstacolele vieții și este așa un îndemn spre a ne înarma cu curaj în viață, de a fi optimiști și pozitivi. Deci are mesaj, cum ai zis și da, într-adevăr, și îmi doresc ca publicul să asculte acest mesaj. Și mai cu seamă că ai noștri pot să-l înțeleagă pentru că e în română, nu ai ales să cânti în engleză. Da, am ales să cânt în limba română pentru că este o limbă foarte frumoasă și sper ca anume această nuanță să fie apreciată la fel de către juriu și de către public, evident, pentru că ei sunt cei care trebuie să recepteze mesajul. De aceea, în etapa națională, mă voi strădui să dau cea mai bun din mine, să simt foarte bine mesajul pentru ca să-l primească și cei de acasă, să sensibilizez cumva. Da, uite, tu ai participat la multe concursuri unde ți-ai pus în valoare vocea și treptat ai și crescut-o. Eurovision totuși e mult mai serios, adică da. Te simți pregătită pentru ceea ce urmează, pentru că aici nu vorbesc doar de concurenți, vorbesc și de critici și de ceea ce face Eurovisionul pe rețelele de socializare. Da, corect, și mediatizează foarte mult, de asta e o rampă de lansare chiar foarte potrivită, eu aș spune la moment pentru mine, deoarece am așteptat acest moment și eu cred că sunt pregătită pentru acest pas, deoarece sunt așa plină de entuziasm și nu vreau ca acest entuziasm să expire înainte să-l folosesc în creație. Aha. Da, oricum, tu ești o fire gingașă, chiar fragilă când te uiți așa, dar când începe a cânta, parcă se aude nu știu de unde vocea asta, adică nici nu zici că sunt tu, e foarte puternică vocea da, ta. Da, încerc să mă exprim prin artă. Da, cum ți s-au părut preselecțiile? Preselecțiile mi s-au părut
destul de dificile, pentru că, evident, toți participanții s-au prezentat bine și ascultând de mai multe ori piesa, chiar și pe internet înainte. Așa. Să... Pentru că sunt concurenți și totuși ar trebui să analizez și lista întreagă, lista completă. La preselecții am reușit să mă împrietenesc cu toți și chiar am discutat mai mult despre piese, despre show. Cumva, în afară de faptul că este o experiență scenică inedită, Eurovisionul oferă și oportunitatea de a ne face și relații noi. Da, și nu erau, pentru că din câte am discutat și eu cu lumea, nu erau ranchiuroși așa și nu aveau invidioși. Pentru că eu de exemplu, nu îi văd ca rivali. Aha. Pentru că vin mai întâi să mă afirm eu și să-mi fac prieteni, știi cum e. Nu e neapărat o luptă așa crâncenă spre premiul mare, spre a reprezenta țara. Vreau doar să ajung cu piesa la public, la publicul ce ne va privi. E frumoasă ierarhia pe care o stabilești tu. La Vinea noi nu ți urăm decât succese mari, mari în ziua de 24 februarie. Mulțumesc. Și te rog să ne încânti cu piesa ta. Cum așa că drag. Te invit în scenă. Mulțumesc. Da, mersi mult. Într-adevăr, le urăm tuturor succese, dar la Vinea în mod special, pentru că este pentru prima dată. Așa că go, go, succese mari! Ne-am învățat să vrem prea multe, realizabil lui prea mic. Când crezi că ți-a rămas un pic, realizezi că n-ai nimic. Și crezi că-ți este clar ce să faci, cum să lupți, unde să caci. Și-ai forțe supra tari să te deghizezi în hac. Crezi că dai tot ce ai, mai oprește-te, mai stai. Atunci când voi ceda, n-o să merg de sculț. Și ce nu-mi va crea peste ape punți. Și dacă mi-a rămas decât doar un pas, nimic în urmă n-o să-l las. Oh! Atunci când voi pleca, nimeni nu va ști. Atunci când voi striga, nimeni n-auzi. Să nu înfrângeți zborul spre necuprins. Lăsați-mă să striga, nimeni n-auzi. Să nu înfrângeți zborul spre necuprins. Lăsați-mă să ating ce nu am atins. Și dacă eu vă cer pe